Și pentru că vorbim de copii crescuți în lumea televiziunii, o să rog să vii aici lângă mine. Vreau să-ți prezint pe cineva. O să vină pe această poartă. Este domnul profesor de obicei în emisiunea noastră și se numește David Dobrincu. Hey, uite! Să rămână, Magda! Bună! Mă bucur să te cunosc, te-am văzut la televizor doar. Dar că la fel, cred că e salut și reciproc. Tu de când ești în lumea televiziunii? Păi... Sunt foarte curios. Bună întrebare. De la ce vârstă? Bine ai revenit. Am cam început de la 4 ani cu reclamele, cu filmele, m-am mers la diferite, cum să zic, castinguri. Ca castinguri, da. Și după a început să-mi placă și mai mult lumea asta de prezentator și am început să mă pregătesc. Și și la noi e deja de 2 ani la da? The Quiz Show. Nu mai știi ce mic era. Da, era de The Quiz Show. Deci dacă găsim poze cu David de când a început aici, era foarte, foarte mic. Deci n-ai de mă să știi niciodată. Axel, poate cine știe. Copiii cresc repede, da. Exact. Am vrut să-ți prezentăm un model astăzi, să vedem cam cum ar putea fi. O să vă invit totuși la pupitele voastre, pentru că eu o să rămân ca asistentul lui David aici. Regulile sunt foarte simple la noi la The Quiz Show. Dar o să vi le spunem imediat după ce vă spunem următorul lucru. Să înceapă Dede Quiz Show! Aveți în față niște tablete, David o să vă pună niște întrebări. Ideea e să vă apropiați cât mai mult de răspunsul corect. Nu trebuie neapărat să-l dați pe la corect. Cine se apropie cel mai mult câștigă punctul respectiv. Magda, dacă te uiți aici, ai, mă rog, ai un instrument de scris și când ai terminat de scris, ca să pregătești tableta pentru cealaltă întrebare, apeși back. Poți să așa. Bine, mersi. Nu știu de ce e un 50. Sunteți pregătiți? Mai ai să spui ceva șurubel? Să nu îndrăznesc. Și să nu, să nu îi îndrăznesc. Dai lui Lili să copieze, încearcă să te acoperi cât mai mult și să te întorci cât mai mult. Nu râde, este... Magda. Nu râde. Că nu exagerează și nu râde. Ba nu e adevărat, Magda. Este vulpiță cu antecedente. Adevărul e că Lili să rucă piese de la Bogdan, că se vede că în ultimul timp Bogdan s-a descurcat destul asta de bine zic. Și e da. De menționat. Acolo e problema. Bravo, Bogdan. Așa stai. Hai, sunteți pregătiți? Hai. Da. Să începem. Magda, am văzut la tine pe Instagram că îți place foarte mult să-ți petrești timpul la mare. Așa e? Zic corect? Da. Adevărul e că și mie. Așa că o să vă arăt o poză cu o plajă din Brazilia, dacă ne uităm la plasmă. Ia să vedem. Hai să vedem. Așa. Deci că e mama aia după ce vă zic că se numește Praia do Casino și deține titlul pentru cea mai lungă plajă din lume. Vă rog să-mi spuneți dacă știți ce lungime are această plajă. În kilometri. Mai lungă din lume. În kilometri? Da. Cea mai lungă din lume. Câți kilometri are această plajă ca lungime? Uitați-vă așa că se vede până în cap. Până unde se vede? Da. Poți să te dai un pont ceva? Mulți. Sunt mulți. Adică 10 de foarte mulți. Sunt foarte mulți kilometri. E un număr din 3 cifre. Oh, gata, le-ai dat deja prea multe indicii. Bine, o băiatule. Ce ai zis că n-am auzit? Nu, nimic, gata. Da. Am spus o dată. Uite-te la emisiune pe voi. Cum să? Haide de la voi așa, cam cât ați crede voi că ar putea să fie. Haideți să scriem. Lungimea acestei plaje, cea mai lungă din lume. În Brazil. Ai fost în Brazilia? Nu, n-am fost în Brazilia. Tu ai fost? Nu, dar aș vrea să merg neapărat. Ia să vedem. 300 de kilometri. 240 de kilometri și 300 de kilometri. Cum ați spus voi două la fel, 300 de kilometri? Nu m-am uitat. M-am uitat, Magda? Nu știu dacă te-ai uitat. Zi, tu m-am uitat? Nu m-am uitat. Asta doar așa. Tu știu, sigur te-ai uitat. Tu de ce ai fost 240 de kilometri, Bogdan? Că s-a uitat la mine. Nu, am pus 240, am pus prima dată 79, ca să fiu sincer. Mi s-a părut că n-ar fi așa spectaculos. Și am zis, hai mă, 240. Sunt foarte curios, deci Bogdan a câștigat ultimele două ediții. Sunt foarte curios. Bine, o să vezi de ce. Și a făcut. Hai, nu spune că-s 240. Nu spune că a câștigat iar Bogdan, că eu nu mai joc. Hai că vă conving acum. Deci, Praia do Casino are lungimea de 241 de kilometri. Nu există așa ceva. Nu cred. Eu? Un kilometru distanță. Doamne ferește. Nu mai joc. Băi, zeii de decât show-ul îi țin cu mine. Dar cum te-ai gândit? Plezneală cu pân mare. Sunteți nebuni? Dacă știam răspunsul corect și voiam să pară că am aproximat, puneam la un kilometru distanță? Eu știu mai mult de atât. Adică puteam să pun show-ul 236. Bine, îl cred de data asta. Să te vedem cum joci următoarele. Doamne, ce mai departe.
Am văzut că ai fost în vizită la Palatul Culturii din Iași și dați-mi voie să salut și eu pe toți din Iași, pentru că am foarte multe admiratoare de acolo. Și salutăm cultura în general cu ocazia asta. Salutăm. Vă rog să-mi spuneți în ce an a început construcția acestei clădiri. Acum ne facem. Palatul Culturii. Acum chiar ne facem de râs. Este super palatul, am fost acolo. Uite poza în spate. Yeah. Oricum, Magda uite-o frumoasă ca de obicei. Cum e? Cine sunt eu? Magda, mă! Pe brunetă cu ochelarii ăștia. Chiar să vă așa. Hai, foarte frumoasă clădirea, haideți să-ți scrim. Da, bă, stați puțin, că voi de acasă nu vedeți. Nu e rezoluția bună aici, nu văd. Nu, adevărul e nu sincer, dacă vă uitați atent, uitați-vă un pic chiar atent. Chiar da. E acolo, da, că n-ai cum să zici. Da. Uite, acum se vede pe tot ecranul. Ce an a fost construit? Deci nu se vede pe tot ecranul ce an a început construcția, Bogdan? Ia, Bogdan, să vedem că tu știi, ești oracolul din... Ia să fie curios ce a scrie, Bogdan. Ce să fie curios, ia scrie. Hai, gândește-te cam când putea să înceapă. Bă, mi-e și frică să aproximeze. Să nu cumva să dai iarăși nu, bine. Nu, mă fac de râs, că habar. Hai, mă, pune un an, te rog eu frumos, pune un an de la tine, așa, hai să vedem. Așa pun eu. Acum, că hai, nu mai luminează Dumnezeu cu anul. Hai să vedem. Vă rog frumos, că trece timpul și e foarte amuzantă rubrica de astăzi, dar hai să vedem. Țineți un pic răspunsurile să le vadă camera, toți, vă rog. Haideți să întoarcem. Magda, cred că ar trebui să știe. 1900, 1929, 1839. Ce-ați venit, mă, să-ți zici 1839? Deci, efectiv, rămâneți acolo cu zău. Vă rog frumos să țineți tabletele acolo. Păi sunteți nebuni, mă. Cum ți-a venit? Simte unde ți-a venit să zici 1839. Zi-mi așa din capul tău. E vechi. Zic, tu știi răspunsurile? Zi-mă, Anu, că nu te cred. Hai să vedem. Hai că vă conving acum. Deci, construcția Palatului Culturii din Iași a început în anul 1906, dar a durat în jur de 20 de ani. 20 de ani. Deci, Magda, câștigă Magda. 1900. Bravo, Magda. Bă, mi-a spus că dacă era 1840, mă bune, lăsam tableta, mă duceam acasă. M-a jucat cu tine acum, m-a jucat un pic cu tine. Bun, mergem mai departe. Magda, îmi place foarte mult că ai foarte multe poze lângă clădiri de cultură și asta apreciez foarte mult. Am văzut că ai una și cu Ateneul Român. Apropo, câte locuri credeți că are Ateneul Român? Câte locuri? Ah, uite-o pe Lili câte din locuri are? Câte locuri are Ateneul Român? Da. Unde mergem noi în fiecare weekend, de altfel. Păi da, mergem la, că poți să adunăm cu băieții la Ateneu. De la Ateneu, în față. Câte locuri pe scări? Că și pe scări. Nu, înăuntru. Ah, înăuntru. Plus loje. Scaune plus normale, loje. Plus deci loje. Deci totul. Tot, tot, tot. Da, cu totul, tot. Da. Haideți să vedem. Hai să vedem o aproximare. Cam cât credeți? Așa am fost. Am fost la Gabor Mate, dar n-am numărat oamenii. N-ai numărat, erai atentă la scenă? Da. Nu se pun și locurile în picioare. Cât să... Eu am scris. Hai să scriem. Bogdan? Nu arăta, nu lasă, lasă să arate la final. Hai, mă. Hai să vedem cât scriși, Magda. Gata, voi ați scris. Avem ceva la Magda acum. 850, 328 800, și 420. Știu că până într-o mie, am vrut să pun 800, dar nu mai știu exact. Bun, 850. Fiți atenți. În total, Ateneul Român are 794 de locuri. Bine! Mă bucur că n-a câștigat Bogdan. A câștigat Magda punctul, ce bine. Deci, 2 puncte Magda, 0 puncte Lili și 1 punct Bogdan. Pare mai mic cei să mă mai chemați. Pare mai intim acolo, de asta am zis că 300 și ce. Am văzut că ai fost și la munte în telecabină și asta m-a făcut foarte curios și am vrut să caut cea mai înaltă telecabină din lume. Am ajuns în Venezuela la ceea ce se numește Teleferico de Merida. Până la ce înălțime poți să urci cu această telecabină? Avem poză cu Lili și tot cu Lili. Ia să vedem, dacă avem poză cu Lili în telecabină, nu? Plaza. Ia asta! Bă, dar ce s-a plimbat Lili peste tot prin lumea asta și se pare fantastic. Așa. Unde era aici? Aici, la Sinaia. Oh, frumos. Da. Aghiozdan cu steagul României pe el? Da, este de la universitate, de la Facultatea de Vest, unde am terminat masterul. Ce frumos! Umblu cu el peste tot. Să-l porți cu mândrie peste tot în lume. Bun, da. Haideți că avem o întrebare aici, vă rog frumos, să fiți atenți. Ca să-mi fac așa o idee, la Sinaia, ca la, adică unde urcă? Până la ce înălțime? 2000. 2000, nu? Da. Pe dacă la Sinaia 2000... Cea mai înaltă telecabină din lume. Dacă e cea mai înaltă, înseamnă că... Vă mai zic o dată de unde e din Venezuela. Se numește, ca să vă dau un exemplu, se numește Teleferico de Espejo. Ah.
Speho. Da, ăla este vârful pe care urcă. Urcă pe vârful Pico de Speho, ca să știți voi cât are. Nici prea dar telecabina se numește Teleferico de Medina. Aici, să știți, dacă aproximezi bine, este pentru că eu mă dau cu snowboard-ul des, am fost în mai multe stațiuni. Da, da, da. Și am văzut pe Instagram. Cam ce de înălțimi se vehiculează altitudini. Deci nu e... Da. Hai de vrăjeală. Dar în același timp e posibil să vedem, hai să vedem ce a scris. A scris tot? Sunteți gata? Nu, nu. Ideea e că nici prea mult nu poate să fie, că nu ai oxigen. Deci, două... Acum anuncem la 10.000. Nici 6. Deci poate e curios ce va pune Lili acum. După ce cred că s-a uitat la Bogdan. Nu m-am uitat la Bogdan. S-a uitat, dar nu la tabletă. Oricum, nu ne mai uităm la Bogdan. Că, în general, în tabletă. Hai! Voi ați scris. Ia să vedem. Ui, la Lili, cum tot taie. Tot scrie, tot taie, să mă gândești. Gata? Da, bun, hai să vedem. Întoarcem tabletele. 3, 2, 1. Bun. 4.500. 4.000 și 3.100 de metri. Cum ai estimat tu, Bogdan? Ia, mă, cum ai estimat, mă? 4.500? Păi, da, pe... Păi, nu mai ai oxigen, pe la 3.000 deja e greu. Ba da, ai... Mai ai, mă, un pic, de la 6.000 nu mai ai. Cum ai estimat tu, Bogdan, 3.100? De unde ți-a venit? Și capa... A câștigat? A câștigat. Iar a câștigat. Băi, te-ai dat-o cu snowboard-ul acolo. Băi, eu am fost... Deci, în primul rând, eu am fost la 2.000 și vreo 200 de metri cel mai mult cu snowboard-ul și bătea un vânt pe cablurile alea. Că m-am pus și eu 1.000, hai, spectaculos de sus. Mai sus de atât mi se pare că nu... Hai să vedem. N-ai cum să pui. Vă salutați din nou tabletele, să le avem cu toții, ca să vedem care e răspunsul corect și cine s-a apucat. Deci, 4.500 și 3.100 de metri. Cred că e deschis. Fiți atenți că vă conving acum. Teleferico de Merida urcă pe vârful Pico Espejo până la înălțimea de 4.765 de metri, aproape 5.000 de metri. Un punct pentru Magda și o mențiune specială la această întrebare pentru Lili, care a trecut 4.000 de kilometri. Nu m-am pus metri. N-ați înțeles ce am vrut să scriu. Am zis să scriu 4 capa și mă, du-te bă de aici. Faimoasa acele gondolă care duce pe lună. Bogdan, tu de cât timp faci snowboarding? Da, ia chiar, Bogdan. De vreo 10 ani. De vreo 10 ani. De 10 ani. Da. Și ai căzut vreodată? Ai avut am căzut rău de tot. Prima dată am făcut snowboard în blugi, nu recomand. M-am dus ai căzut în burtă, pe burtă. Am căzut în toate alea, nici nu mai știam în ce cad, pe blugi. Mi s-au făcut blugii tablă, că evident că nu-s gândit să se îmbibe cu zăpadă. A fost horror. Dar nu m-am lăsat și m-am învățat singur. Asta e bine. Domn profesor, îmi dați voie să citesc eu ultima întrebare? Sigur. Mai avem, aoleu, ultima întrebare. Scăpat. Momentan, situația stă în felul următor. Hai, Magda, 3 puncte. 0 puncte Lili și 3 puncte Magda. Și începem, vă rog frumos, cu o cană de cafea. Magda, am văzut multe poze la tine pe Insta cu niște căni de cafea. Și peisaje superbe în fundal. E adevărat? Da. Verificați. O întrebă că e adevărat, că ai văzut tu. Verificați. Nu știi dacă e adevărat. Așa că ți-ai adus aminte că tu ai scris aici de un record mondial. Care este cel mai scurt timp în care un bărbat a reușit să bea o cană de cafea? Eu dețin recordul. Oricum, Magda și un peisaj urât îl face frumos cu frumusețea ei. Oh, mulțumesc. Este și galant. Am uitat să spunem că e mulțumesc. În perioada cât de fierbinte era. E cană sau cană ceașcă? Caldă, îți dai seama, nu era, nu beți, apropo, nu beți cafea fierbinte acasă repede. Nu este. Asta e un record mondial. Un om care a încercat asta într-un cadru organizat. Șurubel, de obicei, nu știu dacă vă ajută la un german. Se bea într-o ceașcă, nu într-o cană. Dacă e în cană, e un latte. Așa că trebuie să ne contează atât. La atât. Da. Ok, atât e altceva, deja știm. Deja știi. Acum, asta face diferența, nu-i așa? În cât timp a băut cafeaua? Da, în cât timp a băut cafeaua? Câteva secunde. Da, în câteva secunde? Da. Și câteva milisecunde. O cană de cafea fierbinte. E un record stupid, dar omul a intrat în cartea recordurilor. Hai să scriem, să avem un răspuns. Băi, uite. Dar oricum ai câștigat, nu mai ai ce să mai pierzi. Hai să vedem, hai să vedem. Dar cine știe, poate Lili și Bogdan fac egalitate acum. Nu s-a nu mai bea cafea oricum de ceva timp. Ba, beau, mai beau câteodată. Da? Când ai copil, bei și cafea. Am pus și 1,2 la derută. 5,2 secunde Bogdan, 2,8 Lili, 3 secunde la Magda. Cum ai estimat Lili? Păi nu, dacă așa am făcut 1, nu, am făcut așa, hai mă zic cât e. Așa? 2,8, 5,2 și 3. Țineți acolo răspunsurile. Germanul Andre Ortolf a intrat în cartea recordurilor și a reușit să bea o cană de cafea în doar 2,8 secunde. Știți de ce am spus 2,8? Ce înseamnă 28, Bogdan, în dreapta? Ziua dumneavoastră. Can I get a... 28 mai. M-am
jucat 1996. Dar așa, Magda câștigă acest concurs. Bravo, Magda. Magda! Să vă mai invitați la acest quiz, că îmi place. Magda, se pare. Avem și noi întrebări. Da. Mai sunt șanse să fie vremea cum a fost și în vară acum? Posibil că da. Vara viitoare. Da, nu. Vara viitoare. Cum ți s-a părut, Daniela, concurs? Nu, chiar o să se mai încălzească puțin. A fost foarte drăguț. Nu? Da. Și recunosc că unele le-am dat la plezneală și totuși mi-au... Auzi, am fost foarte aproape. Mai am și o întrebare, dacă se poate scurt. Tu când te duci să-ți speli mașina, știi sigur că nu o să plouă? Și dacă da, poți să-mi dai și mie un semn? Corect. Da, neapărat. Da? O să pun pe TikTok dimineața, te când să am timp, am să vorbesc. Spălați-vă mașinile. Îmbrăcați-vă gros, aveți grijă cum plecați. Perfect. Încălțați de acasă. Mulțumim, Magda, te pupăm. Mulțumesc și eu. Mulțumim foarte mult. Mulțumim, David. Mersi că ai fost cafeaua mea și că m-ai energizat astăzi. Pentru asta sunt aici. Doamnelor și domnilor, ne revedem după o scurtă pauză de publicitate. Am școală.